Și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Vă invit din nou să vă ridicați în picioare, dând respect citirii Cuvântului lui Dumnezeu și vă invit să deschideți cu mine împreună Sfânta Carte, Biblia, în 1 Împărați, în capitolul 17, începând cu versetul 1. Titlul acestui pasaj este Prorocul Ilie. 1 Împărați 17:1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Că în anii acestea nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Vă mulțumesc și vă invit să vă reașezați. Suntem astăzi în casa lui Dumnezeu și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că în bunătatea Lui, prin harul Lui și prin atotputernicia Lui, ne-a mai îngăduit și în ziua de astăzi să putem fi aici, în prezența Lui. Numai pentru că putem să citim din cuvântul lui Dumnezeu, suntem binecuvântați. Pentru că putem să ascultăm cântările frumoase care au fost cântate, e o altă binecuvântare, dar o binecuvântare și mai mare, că putem veni înaintea lui Dumnezeu cu poverile noastre, cu problemele noastre, cu dorințele noastre și să le așezăm înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care cunoaște totul, știe totul, este acela care răspunde, slăvit să fie Domnul. N-am știut ceea ce va citi fratele Gelul, dar așa a lucrat Dumnezeu, fratele Gelul s-a orientat spre un pasaj care descria viața poporului Iuda, țara lui Iuda, pentru că anul 931 înainte de Hristos, împărăția lui Israel se separă. 10 seminții, împărăția de nord numită Israel cu capitala la Samaria și două seminții, împărăția de sud cu capitala la Ierusalim, care oarecum la un moment dat, deși erau frați, deși erau copii aceluiași tată, așa cum a prezentat și fratele Gelu, de multe ori au ajuns în conflict și priveau unii la alții, cei din împărăția de nord, care am citit eu aici, unde este acest pasaj și descrie această întâmplare și pe acest om minunat, Ilie, parcă erau mult mai idolatri față de cei din împărăția de sud. În împărăția din nord au fost 18 împărați care au condus poporul în idolatrie, parcă tot mai mult. Și dintre cei 18, Ahab este al șaptelea. Și parcă cel mai rău împărat, cea mai neagră vreme, cea mai neagră perioadă de timp, poporul era așa de lovit. Și dacă vă uitați cu mine câteva versete mai înainte, în capitolul 16, în versetul 31 spune: Și
ca și cum ar fi fost puțin lucrul și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Atbal, împăratul sidonenilor, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Omul acesta a condus poporul lui Dumnezeu într-o idolatrie foarte, foarte mare. Și așa cum spunea și fratele Gelul, nu mai mergeau împărați în Israel, trebuia să fie din seminție, preoții trebuia să fie dintr-o seminție, nu mai mergea, trebuia să urmeze acei fii a lui David pe tron. Aici alegea oarecum așa cum credeau ei. Chiar Ahab nu era dintr-o seminție, nu era din seminția lui David, ci el era fiul lui Omri, acesta a fost un conducător de armată. Și când împăratul a murit înaintea lui, a venit și l-au pus pe el. Și Omri a devenit împărat, lăsându-l pe fiul lui, Ahab, împărat peste Israel. Toate acestea se întâmplau oarecum tare descris, așa tare ciudat, fără nicio rânduială, deși poporul lui Dumnezeu avea legi clare cum să urmeze, ce să facă, ce trebuie să facă. În Israel, în vremea aceasta, era. Și parcă, deși au făcut atâtea rele, toți împărații, Ahab, omul acesta, a fost parcă și mai rău. Dar interesant, în timpul acesta, Dumnezeu ridică în Israel un proroc, un mare proroc, pe Ilie. Și îl găsește pe Ilie în Galaad, așa cum am citit, și îl ridică ca proroc în Israel. Omul acesta, plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de curaj din partea lui Dumnezeu, are îndrăzneala să meargă înainte acestui împărat foarte rău și să-l înfățișeze, să se uite la el și să spună cu atâta autoritate din partea Domnului: nu va mai ploua, nu va mai fi rouă decât după cuvântul meu. Doamne, ai milă de noi și ne ajută ca și noi să fim oameni al lui Dumnezeu. E drept că și noi trecem într-o perioadă a istoriei, parcă din ce în ce, vorbind spiritual, tot mai întunecată, tot mai greu din punct de vedere spiritual. Dar în vremea aceasta, așa cum Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie, să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni care să stăie înaintea lui Dumnezeu, oameni ai rugăciunii, oameni care să fie gata să vestească cuvântul lui Dumnezeu și să aducă înaintea poporului și să îndrepte pe popor înspre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, de fapt, nu vroia să pedepsească pe Israel, ci vroia să-l trezească pe Israel și să-i arate că El este acela care poate să dăie binecuvântarea. El este acela care revarsă ploaia pe pământ. El este acela care este Dumnezeul adevărat. Deși poporul se închina în vremea aceea la Baal, la Astarteie, găsim acea întâmplare când Ilie cheamă pe proroci pe Carmel și se înfățișează acolo prorocii lui Baal și Ilie era singur. Și Dumnezeu le arată care este adevăratul Dumnezeu, slăvit să fie El. Titlul care eu l-am dat în dimineața aceasta: o viață sub călăuzirea lui Dumnezeu. Uitați, în versetul acesta, în versetul 1, găsim așa: Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt.
Era un om care era călăuzit de Dumnezeu. În tot mersul vieții lui, dacă ne uităm, Ilie, omul acesta, a făcut voia lui Dumnezeu. Și poate ne-am gândit noi pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat, pentru că Dumnezeu a lăsat har peste Ilie și ce minunat a lucrat Dumnezeu cu Ilie. Dar am citit în dimineața aceasta că Dumnezeu îi spune, ieși și fugi. Fugi, Ilie. Du-te și te ascunde. Ești în pericol. Nu ești sigur aici. Dacă vei rămâne aici, nu vei putea să supraviețuiești. Ieși și fugi. Un om care și-a dedicat viața în totalitate. Nu găsim că Ilie a fost căsătorit. Nu găsim că Ilie a fost un om din societate oarecare înaltă. Nu, era un om simplu, dar un om care asculta de Dumnezeu și un om care umbla cu Dumnezeu, așa cum a făcut Enoch. Omul lui Dumnezeu, care îl găsim în Genesa, a umblat cu Dumnezeu până când, într-o zi, Dumnezeu l-a luat și l-a mutat de pe pământul acesta. Doamne, mă rog în dimineața aceasta ca noi să fim oameni plini de Duhul Sfânt, să fim oameni care să umblăm sub călăuzirea lui Dumnezeu. Întotdeauna e așa de minunat când Dumnezeu te călăuzește. Și venim săptămâna aceasta, duminica aceasta, după o săptămână în care am stat înaintea lui Dumnezeu, în care ne-am rugat, în care am cerut Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a binecuvântat, ne-a dat har, ne-a dat ungere, a revărsat din Duhul Lui cel Sfânt. Ce facem? Vom fi oamenii care vom umbla cu Dumnezeu? Vom fi oamenii care, chiar dacă va trebui să trecem prin anumite situații, prin anumite stări, să fim oamenii care să mergem înaintea lui Dumnezeu și să umblăm cu Dumnezeu, apoi slujire, o viață sub călăuzirea lui Dumnezeu, acceptând slujirea de a arăta pe Dumnezeu că este adevăratul Dumnezeu. Uitați, tot în versetul 1, Ilie îi spune lui Ahab că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu, călăuzit de Dumnezeu. Ilie merge și îi spune lui Ahab, nu va fi ploaie. Și m-am gândit, Doamne, cât curaj să mergi să spui tu un om înaintea unui împărat, înaintea unei țări, nu va mai fi ploaie. Și să treacă 3 ani și 6 luni în care să nu cadă ploaie pe pământ, în care totul să sufere, de la oameni până la animale, vegetație, tot suferea, tot tânjea după ploaie și tot la cuvântul lui să vină ploaia. Tot la cuvântul lui Ilie să reverse Dumnezeu ploaia. Câtă încredințare avea Ilie și zic, Doamne, dă-ne și nouă aceasta. Apoi am vrea să trecem mai departe și să mergem la al doilea punct, o viață sub călăuzirea lui Dumnezeu plină de puterea și autoritatea Duhului Sfânt. În capitolul 18 din 2 Împărați, în versetul 36, spune așa, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Domnul Dumnezeului lui Avram, Isaac și Israel, fă să știe că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta.
Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima înspre Tine. Omului Dumnezeu era un om care era călăuzit de Dumnezeu și era plin de puterea lui Dumnezeu. Era plin de puterea lui Dumnezeu. Omul acesta era un om care probabil și-l găsim că stă și se roagă după ce duce prorocii aceștia pe muntele Carmel, se urcă din nou pe munte și începe să se roage. Și-l găsim că chiar stăruiește înaintea lui Dumnezeu. Se roagă odată, de două ori, de trei ori și a șaptea oară vine slujitorul lui și spune să vede un nor cât o palmă care se ridică din mare. Un om plin de putere, călăuzit de Dumnezeu, care stă înaintea lui Dumnezeu întotdeauna în rugăciune. Omul acesta se roagă. Îl găsim după ce ajunge la Sarepta, moare copilul văduvei și Ilie din nou începe și se roagă. Și Dumnezeu care răspunde rugăciunii este acela care răspunde și dă biruință. De multe ori și noi ajungem, poate că îngăduiți de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu la rugăciune, ajungem în anumite situații și nu e așa că atunci ne punem genunchii jos. Când nu mai este nicio scăpare, când nu mai este nicio salvare, când nu mai vedem nicio ieșire, ne punem genunchii jos. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu care răspunde, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care face minuni, își întinde mâna și ne ridică, ne salvează, ne scapă. Mi-aduc aminte de oamenii lui Dumnezeu, de cei care trăiau în România. Mi-aduc aminte că oamenii aceștia erau plini de dorul acesta de a se ruga. Era unul Marini, s-a vorbit în dimineața asta, fratele Gelu a amintit de oastea Domnului din Sășciori, din comuna unde m-am născut eu. Omul acesta se scula seara când apunea soarele și se ducea undeva în pădure și până dimineața stătea acolo. Dar s-a dus odată în gara din Vinț, acolo este un nod de cale ferată unde vine din mai multe părți trenurile și s-a urcat acolo pe o bancă și a început să vestească cuvântul, să spună la oameni despre Domnul Iisus și au uitat impegații să dea drumul la trenuri. Și un om, un alt om îl întreabă pe unul, dar oare cine-i omul ăsta? Cine-i? De vorbește cu atâta putere. De unde are puterea asta? Și pentru că era din comună cu el, îi spune, e, omul ăsta, seara, când se lasă seara, se duce la rugăciune și până dimineața, când apăsare soarele, îl vedem că iasă de acolo. Dumnezeu este acela care dă putere. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, dacă ne proșternem înaintea lui Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu este acela care ne dă putere, slăvit să fie Domnul. Apoi, a vrea să mergem mai departe, o viață trăită sub călăuzirea lui Dumnezeu va continua împărtășia lui Dumnezeu. Aici, dacă ne uităm în versetul 3, Dumnezeu îi spune, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Ardoanului, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor
să te hrănească. Omul acesta, deși a trebuit să plece, era în părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu îl știa unde este, probabil dușmanii lui nu mai știau unde este, nu cunoșteau locația, nu știau unde, dar cel care le știe pe toate, cel care le cunoaște pe toate, știa exact. Și în fiecare dimineață, și în fiecare seară, Dumnezeu purta de grijă. Trăim o vreme poate mai dificilă și știu că sunt mulți care trec din punct de vedere financiar printr-o situație mai dificilă. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, dacă venim înaintea lui Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu este acela care știe unde ești. Cunoaște. Cunoaște starea. Cunoaște nevoia. Cunoaște cerința. Și Dumnezeu este acela care poartă de grijă. Oriunde ai fi, orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este acela care poartă de grijă. Pentru că pe ai Lui nu-i lasă niciodată. Dumnezeu este acela care lucrează întotdeauna. Chiar dacă vor veni prigoniri, chiar dacă se va ridica lumea aceasta împotriva bisericii, împotriva copiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu este acela care va fi acela care ne va călăuzi și va continua să ne poarte de grijă în fiecare moment. Ce ziceți dacă vă uitați cu mine în Fapte, în 50 și în Fapte în 7, 55, 56, acolo îl descrie pe omul lui Dumnezeu, primul martir, pe Ștefan. Și haideți să citim că sunt așa de frumoase cuvintele acestea în Fapte, în capitolul 7, versetul 55. Un om care era într-o situație foarte grea, dar Dumnezeu era alături de el și uitați. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii înspre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce mare Dumnezeu avem noi! Un Dumnezeu care ne știe, un Dumnezeu care este acela care ne călăuzește, un Dumnezeu care ne dă Duhul Sfânt și ne poartă de grijă, este acela care se îndură de noi. Chiar dacă va fi să fie prigoană, nu știm ce va aduce ziua de mâine, nu știm ce va fi în viitor, dar știm ceva, că acela care este în noi, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este mai tare decât ce este în lume. Și pentru că în Ștefan era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu l-au putut birui, deși l-au omorât cu pietre, i s-a deschis cerul. Și Dumnezeu, Domnul Iisus, stătea în picioare și l-aștepta. Oare pentru noi, care suntem în dimineața asta și în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu este același, un Dumnezeu care ne poartă de grijă? Eu cred că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Așa cum am început, când am început, am spus că în bunătatea Lui, Dumnezeu ne-a dat sănătate să ajungem în casa lui Dumnezeu. Și suntem aici, prin bunătatea Lui. Și aceasta este purtarea de grijă. Și Dumnezeu va fi acela care în continuare se va îndura de noi, ne va purta de grijă și va fi acela care nu ne va lăsa. Doamne, ajută-ne să avem întotdeauna o viață sub călăuzirea lui Dumnezeu. O viață umblată împreună cu Dumnezeu. Toți oamenii mari ai Bibliei
au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu, așa cum a făcut Enoch, așa cum a făcut Avraam, așa cum a făcut Moise, au umblat cu Dumnezeu. Nu totdeauna au fost binecuvântați și mă gândesc la Moise, din prinț să ajungă unul care păzește oile, din cel care avea Egiptul la picioare, să ajungă unul care fuge, să-și scăpe viața. Dar Dumnezeu este acela care în orice situație ne va purta de grijă. Amin.